Dacă da? Ai observat. Absolut. Ei știu cu siguranță că da. Dacă primește peste 14.372, Thomas, Marea Britanie câștigă. Dacă nu, Rusia rămâne pe primul loc. România e deocamdată pe 2. Dacă își face treaba, au șanse, pentru că este bun la bară. Cristian. Are rost 80, dar ce bun timp. Frumos până acum. Dar cel depărtat. Piruetă în... Da, da, da. E foarte important să n-ai emoții. A scos-o Adler cu 3.60, Amavaki. N-a pierdut foarte mult acolo. Dar ce deportat ritm mix. Totuși și risc a avut multe desprinderi. Dai 3 și o notă de plecare mare ca să ia peste 14.100. Și dublu întins cu 3.60, stat. Câștigă Marea Britanie. Vai ce emoții au avut. Dar cât de frumos a fost această finală europeană de la Montpellier, direct la TVR2. Rusia sau Marea Britanie pentru locul întâi, România, medalie de bronz. Să vedem nota pentru Thomas. Se închide concursul și ne grăbim să cedăm apoi legătura. E nevoie de o confirmare dacă stăm și cu festivitatea de premiere. Da, nu cred că... Come on! Come on! First place! Bravo lui că a stat. Britanicii aruncă un buzdugan spre Londra. Iată ce evoluție au avut și în lipsa lui Kittings, unul dintre oamenii de bază, om de 6 aparate. Nu, vreau să spun că de englezii pot fi mult mai periculos de atât. Au avut multe greșeli, multe greșeli. Deci ei, dacă merg un concurs fără ratare, extraordinar de periculoși. La nivel mondial, supremația e între, iată, aur pentru Marea Britanie, China, Japonia și Statele Unite. 15-133, păi da. Că se uită la aceste europene. Aur pentru Marea Britanie, argint pentru Rusia, România pe locul 3. Să ne bucurăm pentru această medalie.